Avocatul poporului va deschide un birou de audiențe în municipiul Călăraș. Anunțul a fost făcut în data de 31 martie în cadrul unei conferințe de presă susținute în sala de ședințe a Consiliului Județean de avocatul poporului Renate Weber. Biroul va fi deschis în luna iunie după inaugurarea biroului teritorial de la Ialomița și va fi folosit pentru audiențe, acțiuni de mediatizare și alte activități specifice în teritoriu. Pe întregul prinsul României funcționează 14 astfel de birouri teritoriale unde cetățenii pot semna la cazuri de încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale în raport cu autoritățile publice. Domnule președinte, la începutul anului avocatul poporului, doamna Weber, ne-a anunțat că va deschide în luna iunie un birou în sediul Consiliului Județean. Știți dacă a reușit să și îndeplinească acest obiectiv, cum este estimatul? Da, a avut două locații de vizitat să deschidă un birou. Biroul a deschis, s-a evaluat biroul de la Călăraș pe care l-am oferit și biroul de la Slobozia. Biroul de la Slobozia s-a părut mult mai, să spunem, interesant decât ceea ce am oferit noi și s-a deschis biroul la Slobozia. Suntem aparținători acestor servicii ale avocatului poporului la Slobozia. Noi vor fi prezenți de câte ori vom invita la nivelul Consiliului Județean să susțină, am pus la dispoziție, să susțină, să spunem, nemulțumirile sau plângerile cetățenilor care vor dori să apeleze la serviciile avocatului poporului prin legea de astăzi. Da, noi suntem dispuși, nu la care s-a înființat acest birou, s-a înființat la Slobozia.